Frați și surori, citim din nou din Cartea Domnului, de data aceasta din Vechiul Testament, a doua carte a împăraților, capitolul 24. Citim despre împăratul Ioachin, de la versetul 8 până la 17. E textul biblic pe care în această seară Domnul îl pune în fața noastră pentru învățătură, pentru zidire și pentru îmbărbătare. Doi împărați, 24:8. Ioachin avea 18 ani când a ajuns împărat și a domnit 3 luni la Ierusalim. Mama sa se chema Nehușta, fata lui Elnatan din Ierusalim. El a făcut ce este rău înaintea Domnului, întocmai cum făcuse tatăl său. În vremea aceea, slujitorii lui Nebucadnețar, împăratul Babilonului, s-au suit împotriva Ierusalimului și cetatea a fost împresurată. Nebucadnețar, împăratul Babilonului, a venit înaintea cetății pe care o împresurau slujitorii lui. Atunci Ioachin, împăratul Iuda, s-a dus la împăratul Babilonului cu mama sa, cu slujitorii, căpetenile și dregătorii lui. Și împăratul Babilonului l-a luat prins în al 8-lea an al domniei lui. A luat de acolo toate visteriile casei Domnului și visteriile casei împăratului și a sfărâmat toate vasele de aur pe care le făcuse Solomon, împăratul lui Israel, în templul Domnului, cum spusese Domnul. A dus în robie tot Ierusalimul, toate căpeteniile și toți oamenii viteji în număr de 10.000, cu toți teslarii și fierarii. N-a mai rămas decât poporul sărac al țării. A strămutat pe Ioachin la Babilon și a adus robi din Ierusalim la Babilon pe mama împăratului, pe nevestele împăratului și pe dregătorii lui și pe mai mari țări, pe toți războinicii în număr de 7.000 și pe teslari și fierari în număr de 1.000. Toți oamenii viteji și buni pentru război. Împăratul Babilonului i-a luat robi în Babilon și împăratul Babilonului a pus împărat în locul lui Ioachin pe unchiul său, Matania, căruia i-a schimbat numele în Zedechia. Amin. Frați și surori, reocupați-vă locurile. Împărtășia din această seară, stând înaintea lui Dumnezeu, în rugăciunea pe care o facem, în cântările cu care ne-am închinat lui Dumnezeu și în cuvântul pe care l-am auzit mai devreme, ne gândim la viața noastră. Am auzit despre Iosif și gândindu-ne la ce a reușit omul acesta să facă înaintea lui Dumnezeu, ne întrebăm ce fel de oameni suntem noi. Întotdeauna când auzim vorbindu-se din Cartea Domnului, întotdeauna asociem tot ceea ce auzim cu noi, cu familiile noastre, cu viețile noastre. În această seară vom vorbi despre penultimul împărat pe care l-a avut Iuda. El este al 18-lea împărat. Despre el scrie în 2 Împărați unde am citit și tot despre el mai scrie și în 2 Cronici, capitolul 36. După el mai există un singur împărat. Am citit în concluzie că împăratul Babilonului l-a pus pe unchiul lui în locul lui, după ce pe el l-a luat prizonier în Babilon, loc unde a și murit. Și acela este ultimul împărat pe care l-a mai avut Iuda. Pentru că în timpul acestui ultimul împărat, Nebucadnețar, împăratului Babilonului, s-a întors și a distrus templul, orașul și țara. Și în felul acesta a pune și regatul de sud, Iuda, cu capitala la Ierusalim. După cum, cu mult timp înainte, asirienii distrusese regatul de nord. Este important pentru noi ca oameni ai lui Dumnezeu să cunoaștem cartea aceasta, după care pretindem că ne conducem viața. Pentru că biserica din Noul Testament nu este decât o repetare a istoriei cu Israel din Vechiul Testament, adică atitudinea lui Dumnezeu față de Israel ca popor ales pune în evidență felul în care Dumnezeu se va purta cu biserica. Dacă Dumnezeu a avut anumite principii cu Israel, Dumnezeu nu se va schimba, că Dumnezeul Bibliei nu e un Dumnezeu schimbător. Dacă El a iubit sfințenia și a urât păcatul,
a pedepsit păcatul. Și în seara aceasta vom vedea despre cât de ferm, cât de hotărât a fost Dumnezeu când a pedepsit păcatul. E adevărat, nu un păcat accidental, ci o trăire în păcat cu obrăznicie, cu nerușinare. Ne vom mira cât de aspre pot deveni uneori metodele lui Dumnezeu de a pedepsi un om, o familie sau un popor, atunci când acesta cade într-o stare de a batjocori pe Dumnezeu și sfințenia Lui. Împăratul Ioachim, cu N de la Nelu la sfârșit, este fiul lui Ioachim, cu M de la Mițoi la sfârșit. O singură literă desparte numele acestor oameni, de aceea uneori le încurcăm. Ioachim M e tata, Ioachim N e fiul. Și în seara aceasta noi vorbim despre fiul lui, despre Ioachim. Atunci când vorbim despre Ioachim, știm că acesta a domnit 11 ani și a fost un împărat rău. A venit Nebucadnețar și l-a pus pe fiul lui în locul lui. El a fost numit rege în locul tatălui său de împăratul Babilonului, pentru că tatăl său s-a revoltat împotriva împăratului Babilonului, căruia trebuia să-i dea un tribut anual foarte mare. Și atunci el s-a revoltat, dar a venit Nebucadnețar și l-a omorât și în locul lui l-a pus pe fiul lui. Fiul lui, Ioachim, despre care noi vorbim în această seară, avea doar 18 ani când a fost pus de regele Nebucadnețar la tronul din Ierusalim și a domnit doar 3 luni. Ceea ce vreau să subliniez nu este atât aspectul istoric al domniei scurte a lui Ioachim. Și aș vrea să subliniez ce se ascunde sub istorie, pentru că istoria este condusă de Dumnezeu. Ce s-a întâmplat în viața lui Ioachim a fost o manifestare a mâniei lui Dumnezeu. Și o să citesc din Ieremia. O să citesc din capitolul 22, versetele de la 24 la 30. Și vă rog frumos, pe dumneavoastră care sunteți oameni trecuți prin viață, încercați să ascultați cu băgare de seamă cuvântul. Pe viața mea, zice Domnul, că și chiar dacă Iconia sau Ioachim, fiul lui Ioachim, împăratul lui Iuda, ar fi un inel de pecetluit în mâna mea cea dreaptă, l-aș scoate și de acolo. Este o figură de stil și Dumnezeu spune așa: dacă Ioachim, împăratul lui Iuda, ar fi inelul de pe degetul meu, pur și simplu l-aș scoate, că m-am urât de el. Nu mai îmi trebuie. Cât este de drag un inel unui om, așa i-a fost de drag lui Dumnezeu de regelui Iuda. Dar așa de tare s-a săturat de ei, încât chiar dacă ar străluci ca inelul, tot l-ar scoate și l-ar arunca, că nu-l mai suferă. Și Ieremia continuă și zice așa: te voi da în mâinile celor ce vor să-ți ia viața, în mâna acelora înaintea cărora tremuri. În mâinile lui Nebucadnețar, împăratul Babilonului, în mâna haldeilor, te voi arunca pe tine și pe mamă ta, pe care te-a născut, într-o altă țară unde nu v-ați născut și acolo vei muri. Dar în țara în care vor dori să se întoarcă, nu se vor mai întoarce. Ioachim este un vas disprețuit, sfărâmat acest Ioachim. Este el un lucru căruia nu-i dai preț? Pentru ce sunt aruncați oare el și sămânța lui și a zvârlit într-o țară pe care nu o cunosc? Țară, 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 ascultă glasul Domnului. Așa vorbește Domnul: scrieți pe omul acesta ca lipsit de copii, ca un om căruia nu-i va merge bine toată viața lui, că niciunul din urmașii lui nu va izbuti să șadă pe scaunul de domnia lui David și să domnească peste Iuda. Amin. Acesta este singurul împărat care nu mai are un urmaș la tron și în locul lui vine unchii său. Toți împărații dinaintea lui, răi sau buni, au fost împărați în urma cărora, potrivit legii monarhiei, a domnit copilul lui fiecăruia, fiul lui. Acesta este primul împărat care este urmat nu de copilul lui, ci de unchiul lui
Și observați că Ieremia spune, el nu va mai avea urmaș la tron. Ceea ce este impresionant este faptul că Ieremia, înainte să se întâmple în mod practic ce s-a întâmplat, Ieremia spune că pe el, pe mamă sa, îi vor lua prizonieri împăratul haldeilor, adică al Babilonului. Și atunci când se întâmplă, se întâmplă următorul lucru. Ioachin era în oraș, în capitală. Vine Nebucadnețar și asediază cetatea. El, știind ce s-a întâmplat cu tatăl lui, că nu are niciun succes în fața armatei foarte mare și instruită a lui Nebucadnețar, încearcă să-l cucerească prin slugărnicie și iese și el și maică sa și iese tot aparatul administrativ al țării, iese în fața lui Nebucadnețar în câmp deschis ca să îi se închine și să-i potolească mânia. Dar Nebucadnețar, un împărat aspru care cucerise toată lumea, era dur și încăpățânat. A pus mâna pe el, pe maică sa, pe toți logofeții lui, pe toți secretarii lui, pe toți oamenii din aparatul de conducere al țării și pe toți i-a luat, Biblia zice 10.000, 7.000, 3.000 și pe toți meseriașii care dăteau valoare țării, care făceau din lemn sau din alte metale tot felul de lucruri pentru armată, pentru agricultură și pentru tot felul de alte meșteșuguri din care trăia țara. A luat toată spuma țării, a luat conducătorii și a luat meseriașii. Și Biblia spune că în țară au mai rămas oamenii săraci, oamenii care nu știau decât eventual să dea cu sapa sau să păzească turma de oi. Cu astfel de oameni nu mai te poți duce departe cu o țară, mai ales când țara este mică și când Dumnezeu și-a retras binecuvântarea și mâna de protecție. Și atunci pe el, pe maică sa și pe toți meșteșugarii, meseriașii și conducătorii i-a dus în Babilon. Și dumneavoastră știți că în Babilon a stat 70 de ani și Ieremia, înainte să se întâmple, spune următorul lucru. Pentru că nu s-a temut de Domnul, nu va mai avea urmași și el și maică sa vor ajunge robi. Frați și surori, am vrut să mă opresc un pic aici și să spun următoarele cuvinte. Aduceți-vă în aminte că cu mult timp înainte, regatul de nord, Israel, care a avut numai regi răi, a provocat mânia lui Dumnezeu de-a lungul la sute de ani. Și Dumnezeu până la urmă, în urma la foarte multe mesaje de profeți pe care i-a trimis în Samaria, la Israel, regatul de nord, să le spună, întoarceți-vă la Domnul. Și Domnul s-a comparat la un anumit moment dat cu un soț față de poporul său, ca și cu o soție. A prezentat prin proroci această relație soț-soție și a încercat să-i atragă cu funii de dragoste, iertându-i, protejându-i și până la urmă și-a retras mâna și asirienii au venit și i-au distrus. Acum, regatul de sud cu capitala la Ierusalim a supraviețuit. Aceștia au avut mai mulți regi buni decât răi, dar pentru că ultimii regi au fost regi răi, mânia lui Dumnezeu a fost provocată nu ca și un păcat accidental în care cineva cade deodată, ci ca un stil de viață. Ajunsese biserica, adică templul din vremea aceea, în paragină, pentru că nu mai era nici îngrijit, nu mai era nici folosit. Cartea, pur și simplu, au pierdut-o undeva în trezorerie, în casierie și n-au mai știut de ea. Și când s-au dus de acolo să ia banii și să curețe și să pună casa în rânduială, au găsit cartea. Imaginați-vă dumneavoastră că noi nu mai venim în biserica aceasta, nu mai îngrijim, sunt numai păienjeni aici, vin animalele sălbatice și se ascund aici sau oamenii fără casă, nu mai găsim Biblia, dar în același timp noi pretindem că ne închinăm lui Dumnezeu. Ce închinare ar mai fi aceea? Așa era în generația lui Ioachin în Israel. Și Dumnezeu își retrage mâna de peste ei și atunci vine împăratul Nebucadnețar și în ciuda faptului că acesta l-a omorât pe taică-so și l-a pus pe el, pleacă, dar din motive neînțelese se întoarce la Ierusalim și pe împăratul pe care el l-a pus după 3 luni de zile îl ia prizonier, îl duce în țara haldeilor, 70 de ani au stat acolo evreii, dar el nu s-a mai întors niciodată, că acolo a murit și el și maică-sa și tot aparatul de conducere al țării pe care Nebucadnețar l-a luat prizonier împreună cu împăratul Ioachin și cu mama lui.
Observați că Nebucadnețar a fost un om rău și fără respect față de Dumnezeu. Biblia ne spune că a jefuit templu și a jefuit palatul. A luat vasele care erau folosite pentru închinare în fața stăpânului universului și le-a spart. Vasele acestea erau de pe vremea lui Solomon, sute de ani au fost folosite. Și acum a venit acest împărat rău. Imaginați-vă ce a simțit Dumnezeu când vasele pentru punere înainte, folosite pentru slujbă, au fost sparte. Dar au fost sparte pentru că poporul său n-a mai avut demnitatea să le păstreze și să le folosească. Și poporul acesta a ajuns o scârbă înaintea lui Dumnezeu. Ce greu sună în urechile noastre că poporul lui Dumnezeu poate să ajungă o scârbă înaintea lui Dumnezeu. Frați și surori, cei mai mulți dintre noastre, ca și mine, sunteți părinți. Nu este așa că un copil poate ajunge la nebunia de a ajunge o scârbă pentru proprii lui părinți? Una este să facă o greșeală, una este să-l supere cu ceva, dar alta este pur și simplu să distrugă familia părinților, a bunicilor și a fraților și surorile lui printr-o nebunie fără sfârșit. E, așa a ajuns poporul Domnului într-o stare de păcătoșenie care a tras mânia lui Dumnezeu și pur și simplu Dumnezeu i-a lăsat expuși în fața lui Nebucadnețar, care avea o armată puternică, i-a luat și 70 de ani, au stat în robie. Și astăzi evreii vorbesc despre această experiență lungă a părinților, 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 părinților lor. A rămas în istoria lor națională una dintre cele mai dureroase experiențe pentru 70 de ani robiți de babilonieni, mai mult decât au fost robiți de egipteni. Nu mă refer la lungimea timpului, ci la momentul în care s-a întâmplat lucrul acesta. Când ei au mers în Egipt și au fost robiți, au fost o mână de oameni, n-aveau ambiție națională, nu erau definiți ca popor așa de bine, erau câteva familii. Dar acum, după gloria lui David, a lui Solomon, după regatele de sud și de nord, după armată puternică, după cuceriri, după aurul care nu mai avea valoare, așa de mult era, acum să ajungă din nou robi pentru 70 de ani, din ce motiv? Unde-i Dumnezeu? Dumnezeu este pe tron. Dar unde-i poporul? Poporul trăiește în păcat. Poporul nu mai are nicio regulă, nicio poruncă, niciun principiu. Poporul trăiește după pornirile păcătoase ale inimii lui. Nu-l mai interesează de Dumnezeu. Degeaba vorbesc profeții, degeaba citesc preoții din carte. Pentru că poporul nu mai are direcție. Și atunci este nevoie de o bătaie aspră până la sânge, pentru ca copilului să-i vină mintea la cap. Întotdeauna suferința, singurătatea și anonimatul sunt trei metode pe care le folosește Dumnezeu pentru ca să frângă nebunia oamenilor. Uitați-vă la Moise, stă 40 de ani la palat, însă singurătatea și anonimatul din următorii 40 de ani îl fac în stare pentru ca următorii 40 de ani să fie un timp de slujire. Nici un om nu a putut să rămână în picioare atunci când Dumnezeu l-a frânt prin suferință. Asta nu înseamnă că toată suferința pe care trece un muritor este o pedeapsă de la Dumnezeu. Nici vorbă. În primul rând, suferința e normală în viața muritorilor. Fiecare se îmbolnăvește, are probleme în familie, are probleme la lucru, are probleme sociale. Fiecare. E normal în lumea asta umană, care este pe un pământ blestemat și într-o natură păcătoasă, omul să treacă prin tot felul de necazuri. Însă sunt necazuri, între aceste necazuri, să le zicem, obișnuite, care sunt un mod al lui Dumnezeu, o metodă a lui Dumnezeu de a-i frânge pe cei care cunosc fața sa și nu-l respectă și nu-l ascultă. Mânia lui Dumnezeu, vorbește Ieremia, că va veni peste poporul acesta și pentru 70 de ani va fi o pedeapsă puternică și grea pentru el. Al doilea lucru pe care vreau să-l subliniez este reputația lui Ioachin. În general, în special bărbații, dar în general toți oamenii, au nevoie de semnificație. Semnificația este asemenea nevoii de somn, de hrană și de apă, una dintre marile nevoi fundamentale ale oamenilor. Ce înseamnă semnificație? Să fii și tu bun de ceva. Nu toți suntem oameni de știință, nu toți suntem președinți de stat, nu toți suntem bogați, nu toți avem facultăți, dar fiecare, potrivit unei legi numite legea nișei,
Nișa este o crăpătură în stâncă. Aia se numește în limba română nișă, adică o crăpătură. E, legea nișei spune că pentru orice muritor, indiferent câte clase are, ce înălțime are, câți bani are, există o nișă în viață unde intră și el. E o nișă pentru cerșetori. Și ăla mănâncă și trăiește. E o nișă pentru oamenii săraci. Au și ei mașină. E adevărat că mai vechi, e adevărat că mai ieftine, dar au și ei. E o nișă pentru oamenii bogați. E o nișă pentru politicieni. E o nișă pentru oamenii de știință. E o nișă pentru cei care conduc lumea, lojele masonice. Pentru fiecare ființă umană în viață există o nișă. Și omul sărac nu se duce în nișa oamenilor bogați. Și omul bogat nu se duce în nișa oamenilor săraci. Pentru fiecare om există o nișă. Există un acoperiș, există o bucată de pâine, există o pereche de pantofi. Așa a organizat Dumnezeu viața. Ei, ceea ce este important însă, este faptul că fiecare dintre noi avem nevoie de semnificație. Semnificație este satisfacția potrivit căreia ești în stare și tu de ceva. Dacă ai un copil, e o semnificație. Dacă ai o familie, e o semnificație. Dacă cineva spune, salut, bună ziua, te bagă în seamă, te salută, recunoaște că existi, confirmă că ești, nu ești invizibil, e și aia o semnificație. Dacă cineva vine și spune, mulțumesc frumos că atunci când am venit în America, m-ai dus la, și spune un restaurant, poate modest, și mi-ai dat o mâncare, pentru mine a însemnat mult și m-a încurajat. Aia e o semnificație că i-ai spus mulțumesc și că ai recunoscut că undeva în trecut a făcut și el un gest. E, fiecare alergăm după această semnificație, adică avem nevoie, oamenii din jurul nostru, să confirme că într-adevăr am avut și noi o mică implicare în viața lor și în viața comunității. Oamenii care n-au semnificație, să știți că se sinucid. Și în general bărbații sunt două părți pentru o parte de femei. Pentru că bărbații trăiesc pentru performanță. Dacă nu reușesc, ei nu mai au semnificație și nu mai au motiv să trăiască. Femeile nu trăiesc pentru performanță. Ele trăiesc pentru comunicare, trăiesc pentru familie, pentru iubire. În sensul de iubire de familie, iubire sănătoasă, constructivă. Dar observați care a fost reputația lui Ioachin, semnificația lui. Observați ce a reușit omul ăsta să facă în viață. Evreii din Babilon au numărat anii de robie pe care i-au petrecut în Babilon după Ioachin, după momentul în care, după anii lui de domnie. Pentru că anii de domnie a lui Ioachin au fost startul robiei din Babilon. Și cei 70 de ani de robie în Babilon erau numărați de la domnia lui Ioachin. Fiecare suferință pe care au experimentat-o evreii în Babilon, 70 de ani pe care ei au numărat. Primul an de robie a fost ultimul an de domnie a lui Ioachin. De fapt a domnit doar 3 luni. Și de la Ioachin se număra robia. Și oricine număra robia, o număra de la Ioachin și îl pomenea pe Ioachin și, dacă nu vă supărați, îl blestema pe Ioachin. Reputația lui a fost că de la el, legat de numele lui, se leagă robia, suferința, ieșirea din patrie, pierderea identității naționale, trăirea pentru 70 de ani. 70 de ani înseamnă o generație, două, trei. Cei mai mulți dintre oamenii aceia nu s-au mai întors, pentru că să zicem că cineva avea 10 ani când a fost luat în robie, plus 70, acolo s-a făcut de 80. S-a mai întors în țară? Nu s-a mai întors. S-a dus. Acolo a venit o nouă generație care s-a născut, ăia niciodată nu fusese în Israel, cum mulți dintre copiii sau nepoții noștri niciodată n-au fost în România. Vorbesc românește, le place bucătăria românească, se închină într-o biserică românească, dar n-au fost niciodată în România. Niciodată n-au văzut un sat, niciodată n-au văzut o căruță, o vacă care se duce liberă pe drum spre casă sau o turmă de oi. N-au văzut niciodată. N-au văzut niciodată cum se taie porcul sau un ied sau un miel sau o găină. Sunt străini de lucrurile astea, așa au fost evrei în Babilon. Și cum copiii noștri văd numai lucruri americane și numai pe astea le-au în cap, că pe astea le văd. Tot la fel evreii din Babilon n-au avut altceva în minte decât lucruri babiloniene. Și îi sfâșia, le sfâșia inima părinților și bunicilor, cum ne sfâșie inima noastră, copiii și nepoții, când vedem că se duc la Harvard sau în altă parte și nu se mai închină în biserica noastră. Nu mai știu românește,
Nu le mai place muzica românească, 3 ore de program e lung, predica mea e lungă, o vor de 15 minute. Gata, hai acasă! Hai acasă să mâncăm, să bem și să ne punem pe trai. Că predica e lungă, programele sunt lungi, fanfara e lungă, corul e lung. Asta a fost suferința acestor oameni și toate erau legate de Ioachin. El era baza începerii numărării. Asta a fost reputația lui. O să citesc din Scriptură. În Ezechiel, capitolul 1, versetul 2. În a cincea zi a lunii, era în anul al cincilea al robiei împăratului Ioachin. Robia era legată de numele lui Ioachin. Dacă era în anul 5 de robie, zicea în anul de robie cu numărul 5 al lui Ioachin. Și numele acestui om a fost pomenit probabil mai mult decât numele lui David. Dar când evreii pronunțau numele lui David, îl pronunțau cu reverență, cu respect și cu cinste. Când pronunțau numele lui Ioachin, își vedeau copiii, nevestele batjocorite și robi într-o țară unde Nebucadnețar își băteau joc de ei. Fraților, ce vreau să vă spun este următorul lucru. Și viața mea trece, și viața dumneavoastră trece. Am avut un coleg, un prieten în copilărie și când am devenit așa 18-20 de ani, am făcut sport de performanță împreună și a fost colegul meu de antrenament. Câțiva ani mai târziu, după ce eu m-am căsătorit, s-a căsătorit și el, fiecare era la casa lui, el s-a îmbolnăvit de psoriazis. Este o boală terminală care mai cheamă încă o altă boală și te omoară. Și a murit de tânăr. Tot timpul, în prietenia noastră, anii trecând, eu număram, a mai trecut unul, a mai trecut doi, a mai trecut trei. Și la el tot timpul mă raportam ca și cum ar fi rămas pe loc. Și ziceam, tu ai 18 ani. Și el îmi spunea, omule, nu mai am 18, am avut 18 acum 3 ani. Tu ai impresia că numai tu te duci prin timp și eu mă duc. Ce vreau să spun este următorul lucru. Viața fiecăruia dintre noi se scurge. Și când vom ajunge la sfârșit, de numele nostru va fi legată robia sau eliberarea. De numele nostru va fi legată zgârcenia sau dărnicia. De numele nostru va fi legată prezența la adunare și proslăvirea numelui lui Dumnezeu sau prezența în alte locuri și desfătarea cărnii și a instinctelor primare și a poftelor firii pământești. De numele fiecăruia dintre noi va fi legat ceva, cum a fost legat de numele lui Ioachin. Când spunea Ioachin, trebuia să spui și a câtilea an de robie este în Babilon. Ni se scurg printre degete anii pe care i-a dat Dumnezeu. E normal să treacă timpul. Predicatorii spun obsedant, se uită la ceas, aolo, trece timpul. Păi mă, omule, de când e lumea, lume trece timpul. E normal să treacă timpul. Ce vrei să se oprească în loc să-ți termini tu predica? 30 de minute, 30 de minute, trece timpul, ce vrei să facă? Normal că trece timpul. De-aia, așa l-a creat Dumnezeu, să treacă, ce tot reclamăm că trece timpul. De-aia avem ceas, să treacă. Folosește-l, nu mai spune că trece, că știm și noi că trece. Așa de mult a trecut încât număr 50 de ani. Oamenii ai lui Dumnezeu, ni se scurg anii printre degete, am fost cândva copii, am ținut într-o zi suzetă în gură, dacă era pe vremea aceea suzetă, dacă nu ca și mine, într-o batistă, o cută de zahăr tocată de bunica și tot sugeam aia așa până dispărea zahărul din batistă. Și bunica mai punea o cută de zahăr și o toca, ca era suzeta din vremea mea și de la condiția noastră socială și materială. Ei, am fost odată așa. N-am știut să vorbim și pentru prima oară am spus mama. Și acum avem 50, 60, 70, poate unii dintre noi mai mult, 80 de ani. Însă ce este legat de numele nostru? Nu pe pământ, ci în cer. Ce anume este legat? Uitați-vă la Ioachin, a fost rege în Israel. Ce privilegiu, ce onoare, ce ocazie să devii un om de, al cărui nume să fie pomenit și omagiat. Dar de unde? Legat de numele lui, se pomenește de robie, mereu și mereu robia e legată de numele lui. Ce trist! Ce ar fi trebuit să ajungă ca de numele lui să se vorbească de eliberare, nu de robie? Că mai sus de rege nu e nimic. Observați că nu privilegiile vieții îl fac pe un om om. Că rege sau cerșetor, dacă n-ai minte, tot acolo ajungi, departe de Dumnezeu. Caracterul rămâne. Integritatea rămâne, omenia rămâne, slujirea rămâne, iubirea rămâne, iertarea rămâne. Astea sunt valori pe care le consideră Dumnezeu. Reputația acestui om a fost o reputație urâtă. Sfârșitul lui Ioachim, după moartea lui Nebucadnețar, sigur că urmează un alt împărat pe care îl chema Evil-Merodac. Și în anul 561 acesta îi face o favoare lui Ioachin, care era în temniță, îl scoate din temniță. Știți cât a stat în temniță? Nu o să vă vină să credeți. O să citesc din carte și închei. În al 37-lea an
al robiei lui Ioachin. Împăratul acesta a stat 18 ani liber și 37 de ani rob. De la împărat a sărit în poziția de rob. Nu mai imaginați-vă ce remușcări. Închis în Babilon, 37 de ani. Și când s-a schimbat împăratul Babilonului, acesta care a venit, care a urmat după Nebucadnețar, i-a făcut o favoare. L-a scos din pușcărie și l-a lăsat liber. Dar a murit liber, într-adevăr, dar a murit în Babilon. Și tot timpul oamenii numărau și îl auzeau. Este al 37-lea an al robiei lui Ioachim. Aș vrea să stăm înaintea Domnului în această seară și să ne gândim la următorul lucru. Dumnezeu nu a rămas cu nimic dator față de evrei. Și totuși, mai întâi fraților din nord, apoi cei din sud, primii de asirieni, cei de-al doilea de babilonieni, au fost luați robi. Și motivul a fost întotdeauna același. Dumnezeu și-a retras binecuvântarea datorită trăirii în păcat a poporului. Frați și surori, suntem aici bunici, părinți și copii. Dacă n-o să reușim să rămânem în starea de a ne teme de Domnul, de a ne lupta cu păcatul, de a nu lăsa firea pământească să ne domine și ambițiile noastre și mâncătoriile acestea mărunte ale vieții și ne vom ridica deasupra lor cu post, cu rugăciune și maturitate și ne vom sili să-i fim plăcuți și să ne conducem familiile înspre o viață sfântă la cruce, atunci să știți că și peste noi, ca și peste ei, va veni mânia lui Dumnezeu și cu mintea de la bătrânețe vom fi frământați și distruși de remușcări pentru că ne-am pierdut anii cu lucruri pământești în timp ce Duhul lui Dumnezeu ne-a stat la dispoziție. Frați și surori, privilegiul nostru este la fel de mare ca lui Ioachim. Să-l folosim și alături de cei pe care Domnul i-a pus alături de noi în casele noastre, nevastă, bărbat, copii, părinți și bunici, să stăm înaintea lui Dumnezeu și să ne rugăm, Doamne, binecuvintează viața mea să-ți fie de folos și de existența mea să nu fie legată robia, să nu se pomenească robia, ci dimpotrivă să fie legată eliberarea. Haideți să stăm înaintea Domnului rugăciunea de încheiere a serviciului.